Teatru scurt. Fantezie de vară. Scenariu radiofonic de Dumitru Solomon. Interpretează Radu Beligan, Toma Caragiu, Vasilica Tastaman, Gheorghe Dinică. Da, domnule. Ai scris? Bine, să continuăm. Eu după amiază, toridă de iulie, căldura îi ține pe locuitorii orașului prizonieri în casele lor. Prizonieri în casele lor? Ai cui prizonieri? Prizonieri, pur și simplu. Ca să fie prizonieri, trebuie să fie prizonierii cuiva. Dumneavoastră, ca scriitor, aveți datoria să vă exprimați limpede. De ce limpede? Fiecare își poate reprezenta ceea ce dorește. Locuitorii orașului ar putea fi prizonierii unui monstru sau prizonierii proprii lor conștiințe. Nu reiese, dar se sugerează infinitatea sensurilor posibile. Citește dacă vrei ultima frază. Căldura îi ține pe locuitorii orașului prizonieri în casele lor. Hait! Am greșit! Ce ai greșit? Am scris vasele lor în loc de casele lor. Corectez. Stai puțin. Dacă mă scuzați, căldura îi ține prizonieri înseamnă că locuitorii orașului sunt prizonierii căldurii, nu ai unui monstru sau ai propriei lor conștiințe, nu? Da, e o interpretare posibilă și te rog să nu mă mai întrerupi. Dar mi-a spus dumneavoastră să vă întrerup ori de câte ori. Bine, întrerupă-mă, dar nu chiar ori de câte ori. Iar vă uitați pe fereastră? Observ viața, domnișoară, așa cum este. Telchel, cum zicea un te rog să mă lași în pace, domnișoară, și să nu mă mai întrerupi. Îmi pierd șirul ideilor. Scrie mai departe, te rog. Doar câțiva trecători topiți de caniculă. Topiți? Nu-ți place? E prea familiar. Familiar? Mă rog, scrie atunci toropiți. Toropiți de caniculă își poartă pașii leneși pe trotuarul de vis-a-vis. Vis-a-vis, se scrie cum se aude? Scrie cum vrei. Da, pe trotuarul de vis-a-vis. De vis-a-vis de ce? De vis-a-vis de trotuarul ăstălalt, bineînțeles. Ești fenomenală, domnișoară, ești fenomenală. Dumneata nu poți vedea ce se întâmplă în stradă. Dumneata nu vezi decât mașina dumitare de scris. Te rog, lasă-mă pe mine să observ viața. Hai, scrie, te rog, scrie. Un cetățean cu o pălărie de paie pe cap. O pălărie? Putea să aibă mai multe? Te rog să nu mă mai întrerupi. Ce e asta? Ce înseamnă mai multe? Scrie cum îți spun eu. Cu o pălărie de paie pe cap. Dar unde putea să o poarte? Pe burtă? Pe cap. Pe cap, așa se spune, pe cap. Ei, firar să fie, ce-mi tot dai lecții? Dar dumneavoastră mi-ați spus să... Nu ți-am spus nimic, nu ți-am spus absolut nimic. Scrie, te rog, da. Cetățeanul cu pălărie de paie pe cap se grăbește. Ba nu! Aleargă de-a binele. Scriu și ba nu? Nu scrii ba nu. Nu scrie chiar tot ce-ți spun. Așa. Omul cu pălăria de paie intră în florărie. Aia de vis-a-vis? Da. Va ieși firește cu un buchet de flori. Scrie, domnișoară, de ce stai? De unde știți că va ieși cu flori? Nu știu, dar așa trebuie să se întâmple. Dar ce faci, nu scrii? Mi-ați spus să nu scriu chiar tot ce spune. Va scrie totul, absolut totul. Până va ieși omul cu pălăria de paie din florărie, facem o scurtă digresiune. Scrie, te rog. Niciodată nu știm ce scriem bine și ce scriem rău. Trebuie să scriem totul. Te rog să scrii tot ce-ți spun acum și tot ce-ți voi spune mai târziu, tot ce se va întâmpla, fiindcă numai așa vom gândi în ritmul existenții și vom exista în ritmul gândirii. Ai scris? Da. Bine. O, dar iată. Omul cu pălăria de paie a ieșit din florărie. Formidabil. Formidabil. Nu are niciun buchet în mână, nici măcar o floare. De aceea te-am rugat să scrii totul. Scrie, domnișoară. Scrie, nu te uita la mine. De aceea te-am rugat să scrii totul. Scrie, domnișoară, scrie. Fiindcă niciodată nu știm ce se va întâmpla cu adevărat. Deși suntem convinși că știm că lucrurile se vor întâmpla așa cum vrem noi, cum credem noi sau cum sperăm noi. Niciodată, domnișoară, niciodată. Atenție. Omul cu pălărie de paie traversează strada și dispare în fugă după colț. Strada a rămas acum pustie.
Nu. Nu? Nu, nu. Din capătul opus al străzii vine grăbit un bărbat înalt cu chipul... chipul nu îl văd, cu o cămașă cadrilată, privește înfrigurat în jur, se pare că urmărește pe cineva, aleargă, ciudată goană pe străzile acestui oraș copleșit de căldura unei după-amiezei de iulie. Oh! Scriu și eu. Scrie totul, ia stai. Bărbatul cu cămașă cadrilată are în mână un revolver. A sărit pe cineva, ridică revolverul. A tras. Scrie în liniștea străzii, răsună o împușcătură. Două. Are să iasă un roman polițist. Când ne așezăm la masă de lucru și luăm tocul în mână, niciodată nu știm ce va ieși. Scriu și asta? Totul, domnișoară, am spus totul. Totul. Am înțeles. Bărbatul cu revolverul traversează strada și dispare și el după colț. Oare ce dramă se petrece acolo pe stradă? Unde au dispărut cei doi, urmăritul și urmăritorul? După colț. Să nu simplificăm. Vezi, uneori întâmplările ni se arată de pline și goale. Alteori se ascund, de exemplu după colțul acela. Și nu mai vedem nimic. Și nu mai știm nimic. Scrie, domnișoară, scrie. Dar așa, nevăzute, ele se strecoară fără să le simțim. Ca pânzele unei ape în jurul nostru și ne cuprind. Mai întâi gleznele, apoi genunchi, apoi trunchiul, gâtul. Și încetul cu încetul ne înghit, ne înneacă definitiv. Prin urmare trebuie scris totul, absolut totul, domnișoară. Trebuie... Sună cineva la ușă. Nu te întrerupe, scrie, mă duc să deschid. Dânsul a sunat? Omul cu pălăria de paie. Bună ziua, domnișoară, sunt urmărit. Știm. Ce știți? Atât, nimic mai mult, restul îmi imaginez. Scrie, domnișoară, scrie totul. Domnișoara știe ceva? Același lucru. Da, știu stenodactilografia și ortografia. Nu știți nimic, nimic. Nu m-ați văzut, la primul cuvânt de presus vă curăț faundoi. În camera de alături e cineva? Nimeni. Continuați-vă treaba ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Eu voi intra alături. Voi nu știți nimic? N-ați văzut nimic. Să continuăm, domnișoare, scrie. Întâmplările nevălesc peste noi și fără să ne dăm seama, devenim noi înșine eroii unor întâmplări străine de noi, dar care sunt totuși ale noastre. Străine? Sau ale noastre? Și una și alta. Acesta e paradoxul existenții. Tot ce e străin ne aparține, iar tot ce ne aparține e străin. Vreau să cred că până acum ai scris totul, domnișoară, absolut totul. Da, și dialogurile. Dialogurile? Care dialoguri? Dialogul cu domnul care a intrat în camera de alături. Cine a intrat alături? Cum cine a intrat? Omul cu pălărie de paie. A, da, foarte bine că ai scris totul. Ești o secretară destoinică. Acum ce se va întâmpla oare acum? Iar sună cineva. Întâmplările vin singure, nechemate. Scrie, mă duc să deschid ușa. Cine o fioare? Dumnealui, nu e cumva? Aici. Omul cu cămașa cadrilată. Bună ziua, domnișoară. Vă rog să-mi iertați. N-ați văzut cumva un individ cu o pălărie de paie? Vă întrebam dacă ați văzut cumva un om cu o pălărie de paie. Pe cap? Exact. L-ați văzut? Nu. Dar dumneavoastră, domnișoară? Eu nu fac decât să scriu ceea ce vede dumnealui. Vă să zic că dumneavoastră, domnule, l-ați văzut. Eu nu văd decât ceea ce îmi imaginez. Vă previn. Nu mă preveniți, domnule. Nimic nu poate fi prevenit, fiindcă nimic nu poate fi prevăzut. Mi se pare doar că putem anticipa întâmplările existenței noastre, dar întotdeauna întâmplările vin fără știrea noastră și fără voința noastră și tot ceea ce putem ști e numai începutul lor, niciodată continuarea, sfârșitul. Scrie, domnișoară, scrie. Am scris totul. Absolut totul. Așadar, niciunul dintre dumneavoastră nu l-a văzut pe omul cu pălărie de paie. Mi s-a părut că a intrat aici, mă rog, cer scuze. Bună ziua. Bună ziua. Sper că ai scris totul, domnișoară. Da, domnule. Perfect. Iată că valul întâmplărilor a trecut pe neașteptate peste noi și am gustat din aceste întâmplări fără să fi bănuit vreodată că ni se va oferi acest dar. Prin urmare, o după-amiază de iulie în care locuitorii orașului sunt prizonierii propriilor lor întâmplări. Prizonierii propriilor lor întâmplări. Ați găsit ceea ce trebuia. Mulțumesc, domnișoară. Să vedem ce se va petrece în continuare. Dacă o să stați mereu la fereastră, o să răciți, domnule. Arta cere sacrificii, domnișoară. Ca să creez, trebuie să văd. Iar ca să văd, trebuie să stau la fereastră. Ăsta e riscul nostru, al artiștilor. Scrie, te rog, scrie mai departe. Bine. Omul cu cămașa cadrilată a ieșit de după colț, traversează acum în sens invers strada și intră în florărie.
Acum un sfert de oră aș fi spus că va ieși cu un buchet de flori. În clipa aceasta însă am certitudinea că va ieși fără nicio floare. De unde știți? O experiență, o singură experiență a anulat o infinitate de alte experiențe. Acum știu bine, exact, matematic ce se va întâmpla. Nemaipomenit. Omul cu cămașa cadrilată a ieșit din florărie cu un superb buchet de garoafe albe. Iată că din nou se confirmă hazardul cunoștințelor noastre. Ne irosim timpul luând înaintea timpului, fiindcă întotdeauna trebuie să ne întoarcem ca să pornim de la început. Întotdeauna? Întotdeauna, scrie, domnișoară, scrie, nu te opri. Omul cu cămașa cadrilată se îndreaptă cu pași rari spre capătul străzii și dispare. Nu se va mai întoarce. De unde știți? Nu ar avea niciun sens să se întoarcă. A cumpărat flori, acum strada a reintrat în toropeală. Și liniște. E pustie. Să o părăsim și să revenim înăuntru. Oh! Bine că a plecat. V-ați speriat? Uitasem că sunteți aici. Foarte bine, domnișoară. Asta am și vrut să uitați. Acum puteți pleca fără grijă. Să plec? De ce? Nu văd de ce ați rămâne. Pericolul a trecut, întâmplarea s-a consumat, aș începe capitolul 2. Tocmai pentru capitolul 2 aș rămâne. Bine, dar e casa mea, avem de lucru. Continuați-vă liniștit, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Asta nu se poate. Cum aș putea să nu țin seama de cele întâmplate? Simplu. Cu ce vă ocupați dacă nu sunt indiscret? Ba, sunteți indiscret, domnule. Domnul e scriitor și îmi dictează o operă literară. O operă literară? Foarte interesant. Despre ce? Întâmplări diverse, așa, o fantezie de vară. Minunat. Și ce a scris până acum? Totul, absolut totul. Totul? Și despre mine? Bineînțeles. Mă simt măgulit. Și despre individul acela cu cămașa cadrilată care mă urmărea? Desigur, domnule. Aș putea să vă ajut. Nu obișnuiesc să cer ajutorul cuiva, cu atât mai puțin al unui... Al lui personaj. Eu îmi scriu singur cărțile și... normal, domnule, e foarte normal. Domnișoară, te rog să nu ții seama de prezența dumnealui și să scrii totul, absolut totul. Da, domnule, am trecut la capitolul 2? Da, scrie. Omul cu cămașa cadrilată a dispărut definitiv. Nu se va mai întoarce. De unde știi? Vă rog să nu mă întrerupe, domnule. Scrie, domnișoară, scrie. Omul cu cămașa cadrilată mă caută acasă. Iar dumneavoastră nu sunteți acasă? Într-un fel, nu. Nu înțeleg, există și un alt fel? Într-un fel, da. Domnișoară, te rog să nu mai stai de vorbă cu dumnealui și să scrii ceea ce spun eu. Eu să știu mai bine decât dumneavoastră, domnule. Omul cu cămașa cadrilată se va întoarce să mă caute. E un tip tenace, încăpățânat. Nu renunță așa ușor, va reveni. Și de data aceasta are să vă găsească. Într-un fel, da. O băutură mai serioasă decât sifonul nu aveți? Eu nu obișnuiesc să beau în timp ce lucrez. Nu obișnuiește. Și băutura unde o țineți? În frigider? Da, în frigider. Eu nu mai pricep ce doriți. V-am salvat, acum vă rog să plecați. Dar ce căutați în frigider, domnule? Am să beau un coniac, domnule. Mă rog, bine, beți un coniac și plecați, vă rog. Nu plec, rămân pentru capitolul 2. Scrie, domnișoară. Da. Întâmplările se strecoară fără să le simțim ca pânzele unei ape în jurul nostru și ne cuprind mai întâi glezdele, apoi genunchii, apoi trunchiul, gâtul și încetul ne înghit, ne neacă definitiv. Dar asta am mai scris și în primul capitol. Nu nimic, va fi un fel de leitmotiv. Domnule, vă rog să nu vă mai amestecați în frazele mele. Scrie, domnișoară, ce-ți spun. Da. Se înserează. Orașul iese treptat din căldura zilei de iulie. Nu mai sunt întâmplări. A dispărut și omul cu pălărie de paie, dar imaginea lui mai stăruie în casă. Eu nu sunt o imagine, domnule, sunt o realitate. Domnișoară, aveți ochi foarte frumoși. Mulțumesc. Ce obrăznicie. Eu n-am îndrăznit niciodată să fac astfel de observații. Găsiți că mă înșel? Dar nu găsesc, dar mi se pare o insolență să faceți complimente domnișoare care e secretara mea. E adevărat că are ochi frumoși, dar nu înțeleg de ce o spuneți dumneavoastră. De ce nu o spuneți atunci dumneavoastră? Domnule, eu am de lucru, eu nu îndrăznesc, eu vă previn și vă rog să nu mai beți atât în fața mea. Dumneavoastră de ce nu beți? Eu lucrez, eu când lucrez nu beau, eu mă abțin când beau, nu... Vă abțineți? De ce vă abțin? Fiindcă eu mă abțin, fiindcă... Dar ce mă interoghez, domnule, atât eu, în casa mea? Domnișoare, eu de foarte multă vreme sunt îndrăgostit de dumneata, dar n-am avut curajul să-ți spun. Acum, după aceste două pahare pe care le-am băut... Dar de unde știi? Ce înseamnă asta? E nemaipomenit, simt că nebunesc! Și până acum de ce nu mi-ați spus nimic? Vedeți... Eu sunt o fată simplă, n-am cutezat să mă gândesc măcar că ar fi posibil. Dumneavoastră sunteți... Știu, te înțeleg, domnișoară. Eu sunt un timid, m-am ascuns. Am încercat să mă transform, adică să nu crezi că aș fi vrut să abuzez. Să se termine odată mascarada asta. De unde știi dumneata? De ce te amesti? Ce-i firar să fie? Scrie, cine ești dumneata? Întâmplările au luat un curs neprevăzut. S-au învălmășit. De fapt, ceea ce se petrece în această după-amiază călduroasă de iulie este o anti-întâmplare. Foarte frumos, ai început dumneata să-mi scrii mie cartea. Nu ți-o scriu dumitare, mi-o scriu mie.
Uite-te puțin în stradă. Se vede ceva? Nimic. Ba nu. A apărut omul cu cămașa cadrilată. Se întoarce. Are florile? Da, da, intră în florărie. Știu. Și iese fără buchetul de garafe albe. De unde știți, domnule? Așa trebuie să se întâmple. Prostie, ai ajuns dumneata personajul meu să faci literatură. Curios. Într-adevăr, este fără floare. Iese fără floare. De unde ai știut? Acum traversează în fugă strada, nu? Așa e. Scrie, domnișoară, a traversat pe trotuarul ăsta și dispare după colț. Într-adevăr, așa e. Ai un halat vișiniu foarte simpatic, domnule. Vișină putredă. Am tocmai, de mult mi-am dorit un halat vișină putredă. Pot să-l încerc? Poftim, ia-l și pleacă, îți vine perfect. Mulțumesc. Îți dau o schimb pălăria mea de paie. E lucrul cel mai de preț pe care l-am, în afară de talent. Încearcă. Oh, ți se potrivește perfect și nu stă rău deloc. Scrie, domnișoară, scrie absolut totul. Da, domnule, absolut totul. Oare cine va rezerva întâmplarea acum? Te rog să scrii, domnișoară, să nu te întrerupi. Mă duc să deschid. Stai, mă duc să deschid eu. Nu vă e frică, domnule? De ce să nu fie frică? Oh. Nu pricep ce se întâmplă aici, poftim. Uite cine a venit, omul cu cămașa cadrilată. Aha, te-am prins. Omule cu pălăria de paie, urmează-mă. Eu de ce? Eu nu sunt omul cu pălăria de paie. Las că știm noi mai bine, urmează-mă. Scrie tot, domnișoară, absolut totul. Nu, dar nu sunt eu, categoric. Hai, nu hai, sunt hai, eu. Nu te mai face. Nu vezi că ai pălăria pe cap? Doar nu-i vrea să o am pe burtă, dar nu pe mine mă cauți. Lasă, cunosc povestea. Nu e prima oară când te dai drept altul. Bine, dar de ce? De hai, ce? Hai. Nu, dar de ce? De ce ai rămas așa, domnișoară? Scrie totul, absolut totul. S-a răcorit puțin. După amiazele iulie e pe sfârșit. De ce vă uitați pe fereastră? Observ viața, scrie, domnișoară. Omul cu pălăria de paie, urmat de omul cu cămașa cadrilată, traversează încet strada în sens invers. O ajuns pe trotuarul de vis-a-vis. De vis-a-vis? De ce? De vis-a-vis de trotuarul ăsta, bineînțeles. Și te rog, nu mă mai întrerupe, domnișoară. Pierd firul. Cei doi au dispărut după colț. Strada nu mai e pustie. Locuitorii orașului au ieșit la plimbare în această seară răcoroasă de iulie. Ați ascultat Fantezie de vară, scenariu radiofonic de Dumitru Solomon. Distribuția a fost următoarea: autorul, Toma Caragiu; secretara, Vasilica Tastaman; omul cu pălăria de pai, Radu Beligan, artist al poporului; omul cu cămașa cadrilată, Gheorghe Dinică; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Puican.